bine ați venit la ședința Consiliului Local din Șperle din data de 27.04.2023. Din 13 consilieri avem prezenți 11 și 2 absenți. Supunem la votul proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toți sunt pentru. Proiectul numărul 1. Aprobarea procesului de la ședințe ordinare din date 23 a ședințe extraordinare de 24 care s-a aprobat. Sunt pentru. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor taxelor locale și taxelor speciale pentru anul 2024 la nivelul Comunei Dimeș, Păget, județul Bacău, avizează Comisia 1, inițiator primarul Comunei. Domnul primar, dacă puteți să spuneți câteva vorbe, ca să înțeleagă și oamenii. Pentru? Proiectul. Indexarea impozitelor este în felul următor. Acum noi decidem indexarea impozitelor pe anul 2024. Noi avem posibilitatea de a indexa și cu 50% sau cu 500%, dacă vrea Consiliul Local. Noi am propus, conform legii, indexarea cu inflația trimisă de INS, adică de 13,8%. Care este obligatoriu să facem treaba asta? Că dacă nu, atunci la anul, dacă nu luăm o hotărâre în privința asta, la anul, conform legii, o să fie indexat cu 50% impozitele. 500% sau de genul ăsta. Adică noi am discutat și în ședința de comisii și am propus ca să fie majorat cu 13,8%, care este minimul care trebuie să deprindeți. Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se opune? Domnul Suciu. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Videsa asupra unor suprafețe de teren situat în Comuna Dimeș-Păget. Avizează Comisia 2. Inițiator primarul Comunei. Aici este vorba a venit Delgaz Vidu E1. Vrea să facă extindere de rețea din Bolovănii să ducem rețeaua în comună, în satul Răchitiș. Și atunci are nevoie de acordul nostru ca pe lângă drumul nostru comunal care trece prin Răchitiș să ducem curentul la deal. Că până acum au fost alimentate din partea cealaltă de pe Valea Rece. Și sperăm că cu ocazia asta o să fie și ridicat puterea de kilovații ca să nu avem probleme. Și așa sunt probleme cu tensiune. Da. Votăm acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine abține? Toți sunt. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al Comunei Dimeș-Păget pe anul 2023. Avizează Comisia 3. Aici este vorba, cum am discutat în ședința extraordinară de luni. Am intrat în programul Rabla Comunală, adică aia locală, și ne trebuie să modificăm bugetul în ceea ce privește că fiecare cetățean care are o mașină de peste 15 ani și vrea să caseze, vine la primărie și o să ia 3.000 de lei, dar din aia 3.000 de lei, AFM-ul, adică Fondul de Mediu, adică Ministerul Mediului, suportă 2.400 de lei și 600 de lei este suportat din bugetul local. Noi am inițiat 30 de mașini în an, pe anul ăsta și valoarea, aportul nostru, adică valoarea totală pe care trebuie să suportăm noi ca UAT, este de 18.000 de lei. Și trebuia să facem o rectificare bugetară. Banii am luat de la cetatea Rapoții, că acolo am avut prins 50.000, momentan nu avem plăți de făcut acolo, am luat 18.000 și am pus pe capitolul ăsta ca să avem, dacă vin oamenii să caseze mașina, atunci să avem de unde să plătim. Bineînțeles, cetățenii încă trebuie să aștepte să vedem prima dată semnat contractul. Așa se vede că am reușit să depunem, ne-a venit confirmarea că eram în termen și am prins proiectul ăsta, sperăm că nu o să fie nicio problemă și, bineînțeles, o să fie anunțați oamenii
la timpul potrivit, când poate să vină cu mașinile respective sau actele respective. Mașinile unde trebuie predate? Mașinile, după lege, trebuie predate la REMAT, la puncte autorizate. Și ce am citit noi, nu poate să cumpere proprietarul dacă, de exemplu, a dat o mașină de peste 15 ani și vrea să cumpere o altă mașină, nu poate să fie mai veche de nu știu câți ani și nu știu euro 5 sau de la euro 5 nu poate să achiziționeze mașinile. Dacă vrea, dacă nu vrea, atunci rămâne cu banii, știm de 5 ani. Nu poate să cumpere mașină mai veche. Da. Noi le supunem la vot atunci. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gimeș-Păget, funcționar public și personal contractual. Comuna cu populație până în 5.000 de locuitori. Avizează Comisia 1. Inițiator primarul Comunei. Aici, având în vedere că am scăzut sub pragul de 5.000 de locuitori și ne-a venit comunicările informare, având în vedere că noi, ca comună, momentan, avem 4.928 de persoane, trebuie să scadem coeficientul primarului și viceprimarului. Și dacă se scade coeficientul salariile primarului și viceprimarului, atunci automat o să scadă și funcționarilor publici care sunt în aparatul primarului. Aici este vorba de 5 persoane care, la care o să fie diminuat salariile conform legii. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Toți sunt. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind declararea de ca bun de interes public local a terenului în suprafață de 3.358 metri pătrați, Părâul Bortoșeni, Comuna Gimeș-Păget. Avizează Comisia 2. Aici este vorba de Părâul Bortoșeni. A fost intabulat cândva că a fost acolo lucrări, dar a fost intabulat în felul următor, că nu am avut drum de acces, adică nu scria în certificatul de, în extrasul de carte funciară că avem și drum. Acum trebuia să despărțim drumul de pârâu, pârâul să aibă unde vine pârâul și drumul unde e drumul normal. Și este necesar treaba asta, având în vedere că noi vrem să mai facem, bineînțeles, nu avem canalizarea finalizată și nici nu am început de canalizare, dar având în vedere că o să fie niște proiecte pe care vrem să accesăm cu extinderea, vrem să băgăm și Bortoșeniul în extinderea respectivă pentru canalizare și este necesar treaba asta să clarificăm lucrurile cum trebuia să fie clarificate de mult timp. De fapt, da, asta e. Bine, să punem la vot. Cine este pentru? Toată lumea este proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 3. Teren pășune la inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Gimeș-Păget. Avizează Comisia 2. Aici este vorba de o bucată de teren care n-a fost intabulat pe vremea respectivă și trebuie să intabulăm. Este situată pe Oroniuș și trebuie să am măsurat. Acum suntem pe calea ca să fie intabulat și terenul respectiv. Momentan. Cine este pentru? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind confirmarea calității de membru fondator al Comunei Gimeș-Păget la Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui, angajamentul de susținere și participare la implementarea viitoarei strategii de dezvoltare locală 2023-2027, finanțată în cadrul planului strategic. Avizează Comisia numărul 1, inițiator primarul Comunei. Cu GAV Valea Muntelui. Trebuie să reconfirmăm că suntem parte din GAV Valea Muntelui, unde sunt mai multe comune, de aici jos, Palanca, Besturoasa, Săul, până la Tărmănești, și trebuie să avem o hotărâre privind, reconfirmăm că suntem membri și nu vrem să plecăm de acolo. Sper să rămânem ca membri al Cavalea Muntelui. Votăm. Cine este pentru? Toată lumea pentru.
Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli. Serviciul public de apă și canalizare din Meșcoge pentru trimestrul numărul 1 anului 2023. Avizează Comisia 3. Aici este vorba de ce s-a cheltuit. S-a cheltuit pe salariile respective și a dus în fața Consiliului Local că alte investiții n-a făcut, n-a cheltuit în altă parte banii și să acceptăm ce a fost. Dar cheltuiel, am zis, în afară de salarii, nu prea a fost. Bineînțeles, cheltuieli de asta mici, unde am avut probleme cu sistemul de apă sau unde trebuia să facem devieri, de exemplu, pe Bolovăniș, unde trebuia să mai schimbăm ceasuri unde nu funcționau și așa mai departe, dar cheltuieli, alte cheltuieli sau alte investiții nu au fost. Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Am ajuns la diverse. Domnul Urchin. Aveți ceva? Atâta că trebuie să mai punem toată, că a început să iasă caii pe ea. Asta am văzut și eu. Deja, nu mai cai cu pășunea, dar și deja și vacile sunt date pe pășunea. Vacile, da? Cai în câmbătă, că suntem în aprilie. Dacă vedea ce au făcut în grădină. Mai sunt cai, mai sunt. Da. Păi și am trecut ce am putut, am făcut, am anunțat prin preoți, am anunțat care treaba. Din păcate... În locurile unde sunt câteva panouri de avertizare. Dar sunt puse. Au fost puse și la Subaraniac, nu a fost pus și acolo. Da. Încercăm să facem ceva, dar asta e problema că acum ce am văzut și anul trecut, da, bine, sunt niște cai care nu sunt de aici, dar problema este că noi, adică locuitorii din comună, e de aici din comună. Sunt din comună, din legitim. Da, da. Bineînțeles, ne procedăm conform legii. Și la cui e că, băi, ca ai grijă, zice că la ce am luat atât, la șunte am luat concesiune sau... Adică nu am luat noi, dar ține-l în curte. Eu am pat, nu te poți să ține înăuntru. E patru cale, am înfânt. Eu pot să-l țin de ce, să-l dau drumul afară, că... Să luăm o decizie. Bună, nu amendăm. Așa o să fie. Dar asta trebuie să înțeleagă și locuitorii, că este legea. Este lege, nu este că... Exact, înainte de te... Și nu ai nici după data de 25 ani. Ca de 5 ori gardă, știi? Au ținut până când era frig, la frig la noapte veneau acolo la grajd și tot ne-a scăzut. Trebuie văzut cine, trebuie depus o plângere și atunci se poate trimite invitație, să vină la primărie... Să dăm conform legii o amendă care... Pe asta zic și a fost votat în consiliu. Domnul Neau... Eu aș avea câteva aspecte de clarificat în fața Consiliului Local. Am auzit niște discuții în comună că uite ce s-a întâmplat. Știți foarte bine, ne lucrăm cu râul Bolovăniș și cu drumul Bolovăniș. Bolovănișul, când a fost proiectat, a fost un proiect mai vechi, pe baza aia am pornit și noi proiectul, adică autorizația și ne-am apucat. Piatra care a fost scos de la Orăniuș, din pășunea noastră, adică pe terenul neproductiv, piatra aia să înțeleagă toată lumea că nu este prins în deviz cu bani, adică ei când au refăcut și au refăcut pârâul, albia pârâului Bolovăniș, noi ca oate trebuia să punem la dispoziție umplutura aia. Și în deviz nu sunt prinse sume pe treaba asta. Știți foarte bine, apa a luat Bolovănișul, a rămas mai îngustă, a rămas cum a fost, ați văzut cum era, având în vedere că a făcut gabioane, adică a turnat ziduri de beton, trebuia să umplem cu ceva. De aia zic pentru toți consilierii ca să știe, că am auzit din altă parte, uite că ce face primăria. Nu, primăria a dat un loc de unde să săpăm câțiva metri cubi, să punem unde e necesar. Dar am auzit că, uite că prima... Nu, aici nu e vorba și în deviz puteți să verificați, nu sunt prinse sume pe umpluturi. Sunt prinse pe lucrări, nu pe umpluturi.
și trebuia să asigurăm de undeva umpluturile respective. De aia zic, ca să știe toată lumea, când stă de vorbă cu unii oameni care nu sunt, nu cunoaște situația, ca să poată să explice care e treaba. Cam atât am avut de zis. Aș avea și o întrebare. Da? Am mai discutat despre treaba aia cu, în legătură cu grinzile de la Răghitiș, da? La Gura și Crăului. Da. Să vedem ce se întâmplă. Au venit într-o zi, au fost doi oameni, au sunat și la telefon. Da. Au fost și la primele, au găsit pe domnul primar. Doi oameni de Bolovani. Și acum nu dau nume, dar da. O să vină. Da. Și au făcut măsurători, au măsurat, am dat niște telefoane la niște firme. Nu e o sumă neglijabilă. Și grinzile, după cum am înțeles de la fostul viceprimar, erau bugățeului, nu? Nu știu a cui erau grinzile. Așa a zis domnul viceprimar. Eu nu știu. Și în jur de o grindă din aia costă în jur de 5.000 de euro plus TVA. Dacă era în primărie, trebuie să fie în inventar. Nu, nu este, este în inventarul primăriei, asta e problema. Doi la mână. Domnul care era, domnul Bârsan, a fost invitat în ședința trecută, parcă. Da, a fost aici, în ședința de comisie, a fost invitat, erau consilierii aici. Și a fost întrebat ce s-a întâmplat cu grinzile. Care e povestea grinzilor? El a susținut că a plătit pentru fostul primar. Doi la mână. El a susținut că grinzile inițial, când a fost mutate de pe Polovăniș, a fost mutate cu un tractor și o căruță, de ăsta, nu știu ce da, fel de căruță, și inclusiv și transportul a fost plătit de el cu cherestea. Nu e adevărat. Nu știu. Era aici în față. Domnilor, eu n-am nici inventat pe grinzile respective. Atunci, domnul... N-am nimic cu ele. Ați văzut, eu, numai un pic, ca să termin ideea. Eu, după cum ați văzut și noi, ca UATE, unde era nevoie, timp de 2 ani jumate, cred că am făcut peste 20 de poduri, podețe, țevi și așa mai departe. Peste 20. Unde era necesar. Ca în paranteză, dânsul a venit și cu o cerere și semnată de nu știu câți proprietari că vrea să facă podul. Hm? Nu știu. Nu mă interesează. La urmă. Domnilor, cine era implicat atunci pe vremea aia? Degeaba zic că fostul primar, fostul vice, nu știu. Degeaba vreau să... Nu vreau să... A pus pe nimeni, acum, nici pe foștii, nici pe actualii, nici cine a făcut, nici cine n-a făcut. Eu am chemat aici, că era tura trecută, acum 20 ședințe în urmă, că era vorba ca să chemăm aici pe domnul Bârsan Gelu, că putem să zicem pe nume. El a fost dispus, a venit aici în fața Consiliului Local, nu știu care a fost, care n-a fost aici. Și el a explicat foarte clar și foarte frumos ce s-a întâmplat cu grinzile. Pe care unii au știut, unii n-au știut, unii zic contra, alții zic nu contra. Trebuie să aibă niște și el, el când a plecat, dar stați așa, el când a plecat, așa au zis, ca să, dacă mai trebuie să mai plătească încă o dată, să mai plătească și strânge bani cu oamenii și plătește. Dar eu nu am cum să zic că are de plată pentru doi grinzi. Nu știu câte nu am inventarul ce comune, ce se cere de la omul. Dacă ai un inventar și lipsește, poți să ceri. Dacă ceva n-ai un inventar, nu poți să pui pe cineva să plătească. Că ăsta trebuie să plătească de bază care de factură, de bază de chitanță. Nu poate să vină el să-ți dea niște bani, că uite asta e. Eu, deci, și dânsul trebuie să aibă atunci niște acte sau are o chitanță dacă a plătit la domnul. Hai să zic cum a fost. Eu am fost implicat, eu am dus grinzile. E când a dus oamenii ăia de pe Bolovăniș. Apa aia, și da. Pe femeia și pe lucruri, el a venit la vinul și eram la ocol. Vine Gelu că dacă eram eu nu știu cum, nu-l duce oamenii ăia, că de mult am zis că trebuie grinz. Zice Vilmuș, mergeți doar două grinzi de acolo și faceți de pe drumul ăsta pe drumul celălalt. Unde a fost făcut prima dată. Unde a fost făcut prima dată. Ăsta a fost făcut în primăvară. Toamna când a venit, a venit puiul. A venit veterinar, Petre, a venit viceprimarul care a fost,
a mai rămas o grindă. Zice puiul, merge jos pe primarul, să ne dea și pentru noi să facem din, de la Ioachim spre Smila. Ăla, le-am dus la deal, am așteptat acolo, l-au tăiat puiul cu petrina, cu petrică, l-au tăiat la mijloc, acolo nu trebuie așa de lung și au făcut un pod. Între timp, au venit ăștia de la pod, au făcut podul, ăla două grins la roata, s-a dus jos aici de ori, ăla din gura care a fost tăiat de puiul și de petrina, gelul a venit noaptea, l-a legat cu tractorul și l-a dus sus la el. Asta e realitatea. Asta e realitatea. N-a fost acolo și a... Eu am vrut să dăm niște explicații la oameni, că vin oamenii și o să vină la domnul primar și nu o să vină un sau asta nu e adevărat. Discuția asta nu mai are rost, domnul. Nu mai are rost. E făcut, domnule, dacă e caz, e caz de... Dacă să dăm un răspuns concret. Ca să nu mai avem și telefoane și ne sună și... Asta nu e discuție de ședință. Ăla l-am dus eu, nu mi-a plăcut nimic că mergeam la... În pădure am pus sus și am pus grindele ca să facă pentru oameni acolo. Pentru nu acasă la el unde e făcut acum acolo. Eu cred și știu treaba asta. Asta e adevărat. Spuneți-mi, nu mă interesează. Spuneți-mi cum să procedez eu sau ce să fac eu, având în vedere și cum a zis și domnul Anta, eu n-am. Eu cer ceva, dar nu, nu este al meu, domnule. Nu am zis să explicații, nu am zis acum. Dacă nu avem acte, nu avem acte. Domnul viceprimar, despre grind știți ceva, nu avem acte pe el. Domnule, atâta timp cât se știe de unde au plecat, e vorba despre grinzele... Da, care s-au pus acolo, că tot la răchitiș. Păi așa, dacă e vorba de bună credință, oricine poate să-și însusească multe lucruri din comuna asta care nu sunt acte, dar grinzele alea de la podul, de la Golovăniș, care a fost podul principal. Da. No. Și când au fost dezmembrat, au rămas grinzele respective. Păi acum cu acte, nu știu despre acte, da, ce știu... Nu că, domnilor, tura trecută a fost chemat, nu ați văzut, a fost chemat aici... A fost grindele principale, și normal că a fost apte atunci. Domnule, a fost chemat aici și el a zis, el a zis că, și a povestit el, varianta lui, fiecare are varianta lui, el a povestit că a dat atunci, pe vremea 2500 de lei, pentru fostul primar, am cerut noi acte, zice, păi n-a dat niciun nimeni chitanță, am înțeles varianta lui, și am zis atunci, domnule, dar atunci, și așa au zis, atunci să zică Consiliul Local că el stânge de la aia 13 oameni, așa au zis, nu, erați aici, că el stânge banii ca să plătească din nou grinzile respective. Eu nu am cum să cer acum bani, ce nu este al meu. De ce bază e bani? Așa e. El a zis că vă strânge bani, el că dacă plătește. Da, domnule, să ajute oamenii, aia e cea mai simplă procedură. Păi da. Lași-mă acolo, face orice culoare, că te-ai voie să circule oricine. Dar atunci trebuie făcut un act după un an, doi ani de zile, după un an, doi ani de zile, zice gata, ăsta-i podul meu. Nu, Nilor, dar asta a discutat și ședința trecută atunci. Asta ar însemna că, dacă trece cineva, adică proprietarii de podul ăla, înseamnă că să existe un drum pe proprietate. Drum de acces, așa. Un local de acces. Acre, dacă... Pentru proprietarii care sunt da, da, au drum de acces nu, acolo. Nu, nu au. Aici vrea să ajung eu. Peste un an, doi, se trezește domnul Bârsan și zice, gata, păi arătați... Problema unde un alt loc unde au acces oamenii. Se poate, dar nu este acolo pod. Trebuie făcut un alt pod. Asta e podul, dacă e făcut acolo degeaba mai ei, că tot are cineva acces pe ei, se folosește, trebuie făcut un alt pod pentru 10 oameni. Nu se poate, știu. Deci mai arăt să poate. Vine toată comuna să dă... Așa și eu m-aș băga la 2500 de lei cu două grinzi la 10.000 de euro, domnul. Așa că, acum să vă să fim serios. Ce e făcut? De ce trebuie ce e făcut, dacă putem să ajutăm ceva. Avem vreun act, că e al nostru. Domnul vice susține că undeva trebuie să fie act. Domnul Anta, deci sunt grinzele principale care au fost puse la podul Golovăniș și de pe timpul lui Mitică. Da. Dar da, nu e în inventar primării. Și undeva trebuie să fie în inventarul primării. Dacă e în inventar, iar ceva. Dacă nu e în inventar, nu pot să ceva. Și restul grinzilor a fost hotărârea Consiliului Local unde se pun. Dar a avut un loc. Deci grinzile alea trebuie să existe în punctul ăla unde au fost atunci decizii. Dar nu sunt acolo. Nu cred că grinzile la cineva i-o dat. Nu cred că i-o furat. Și el a... Nu, Mice. Mice, când bucățele alea de... Pot, când s-a scris la grindarea nouă. Nu a pus. A fost decizii. Petrică,
A fost o decizie luată, ce să faceți cu el? Pe Smida ca să puteți trece iar... Dar domnul consilier, acum, sincer... De ce trebuie să mintă că a fost plătit? Ăsta nu mă înțeleg. De ce nu recunoaște? Dacă e cinstit, măi, n-am plătit, uite, de acolo m-am dus și am luat, acestea sunt. De ce trebuie să mintă că a plătit cu scândură, că a plătit? De ce trebuie să mintă albă? E un bun al comunului. Dacă e om serios, cum crede el că e serios? Eu am ascultat. Să spună că n-am plătit, am luat de acolo și l-am pus pentru mine și asta e. Ce mare lucru că... Acum, n-are, că dacă nu ai acte, nu poți să ceri banii. Dar dacă e cinstit, cum crede el că e cinstit, asta bă, asta am făcut și gata. Da, corect. Cum a furat de la mine lemnul din rampă și a zis că am întrebat de ce a nu că a aprobat tractorul numai. Că vreau să-l văd și a aprobat tractorul și dimineața era lemnul în curte la el, din rampă. Atunci, ăsta se aude toată. Cu ce crede domnul ești? Bine, că acum, până la urmă, că discutăm de un an de grinzile astea, nu, nu de un an, de doi ani. Dar nu trebuia să facă lucru până că nu s-a clarificat toată treaba asta. Da, toată treaba este că, în afară de faptul că noi venim de aici, habar n-aveam, din moment ce nu e în asta, inventarul comunei, n-am eu treabă cu glinda aia. Sigur, și bine, nu am luat de acolo, dar sunt oameni, nici care știu, X, Y, așa, sunt 5-6 oameni. No, păi aia 5-6 oameni așa cum gelul, bineînțeles că nu poate să dovedească că grinzile alea a lui, să meargă cu taful să lege și să-l ducă la ei. Că grinzile alea în principiu s-a nimănui, adică nimeni nu poate să dovedească. Când a fost podul ăsta? Grinzile alea când a fost luate, domnul primar nu mai trăia. Da, nu mai trăia. Am înțeles. Ăia lungi care ați luat voi de acolo, ăia cred că de acolo că a dat banul ăsta nu cred. Dar aia două grinzi lungi, eu am luat, am dus-o la deal când mergeam după lemne, face din gura și clăului spre și clău, nu acasă la el. Da, da. Degeaba nu fost două poduri. Noi ce am luat de din gura și clăului l-am făcut în gura sărături. Da. No. Clar. Unde am putut, am făcut ce am luat. Le-am luat pe alea două, încă existau alealte două. Aia mici, existau patru. Deci dacă erau acolo, acolo trebuia să fie și acum. Deci. Pentru că nu a venit să-l ceară de la nimeni. Da, nu așa să... Bine, fiți păi atent, asta zic, de la mine n-a avut de ce să ceară omul. Stați așa un pic. Dar stați așa, dacă el ce zice și susține până la capăt, că el a rezolvat cu altcineva înainte de a veni eu sau el așa. Sau noi, așa. Eu pe ce bază să iau la 7 metri, având în vedere că nu e proprietatea mea, domnilor? Nu vă supărați, dacă, indiferent de la cine, înseamnă că trebuie să fie sub o semnătură anume, măcar un proces verbal. Deci, știți, da. Deci pe vremea aia când s-o cumpăra lucru și mai ales din astea. Atâta să mă înțelegeți, că nu au fost date. Nu au fost, ce acte, acum să fim sinceri. Nu au fost date, credeți. Au fost vândute, după cum zice și fostul viceprimar, nu? Eu nu am nicio treabă, dar dacă oamenii care au acces acolo sus, dacă sunt este necesar undeva dacă... să fie puse, dacă nu este necesar, atunci să da. Fiți atent aici, să vă zic un exemplu, un alt exemplu, care acum pot să fiu atacat și cu ăla, dacă e la urma urmei. Fiți atent aici, a venit oamenii de la Turce, zice, ar trebui să facem un pod. Mă uit în contabilitate, aici la noi găbira grinzile alea de fier. Știți, vă aduceți am... Nu. Aici la noi găbira. Zic la contabilitate... Avem inventarul așa ceva. De ce nu avem? La noi gobi grinzi de fier? Da. Mai jos. Stați așa. Zic, băi, oameni buni, vă ajutăm, vă dăm utilaj, mașină. Dacă ne ajutați, faceți pot din el. Am dat așa, fără să cer ceva, fără să dau ceva. Dar nu era. Nu era noastră, doamne. Dur acolo, că a stat acolo 10 ani sau 5 ani. Dar era ceva. Era un bun care era pe domeniul public. Sigur că da. Un bun pe domeniul public care nu s-a atins, l-a revindicat cineva, a venit să zică că sunt inventarul. Momentan nu, dar poate se credește cineva chiar așa că aia a fost ale mele. Nu, ăla în inventarul public. Se poate face un proces de ceva și intre în inventarul domeniului public. Eu cred treaba asta, domnul Valentin, dar eu am dat un exemplu. Dar nu, asta nu e vorba, dar noi ce discutăm acum, noi să nu vrem să atacăm pe nimeni. Ideea e să luăm o decizie, am spus, dacă e nevoie undeva de un bun. Domnul Andrei a dat o idee, tu l-a trecut în soluție. Dacă e bună, dacă nu. Dacă ziceți că așa trebuie făcut, atunci așa facem. Dacă nu, atunci să meargă aia oamenii aia să scoată afară. Din partea mea, poate să facă liniștit. Eu nu mă abțin, adică eu nu țin pe mine ca să nu fac. Domnul primar, am spus încă o dată, grinzile alea
când le-a luat pe la două, erau lângă. Erau pe podul care ducea, erau podul care se ducea pe Rose Mini. Deci grindele aia trebuia să fie acolo. Înseamnă că dacă le-a luat cineva, le-a luat... Le-a luat abuzit. Ori abuzit, ori cu cunoștința. Deci una din astea două lucruri. Domnilor, să luăm o decizie ce să facem. Eu am zis, care e situația... Nu știu, domnul ședință, acum un an jumate, am discutat despre... Atunci nici nu era făcut podul la domnul Bărsan, nu? Și atunci am discutat cu toți unde o să punem podul, nu? Unde o să amplasăm. Eu cred că a fost discuție și înainte când eram încă pe funcție, dacă bine mi-amintesc, și a fost o discuție că să nu se dea nimănui și nici așa, așa a rămas. Nu. Deci a fost o discuție atunci... încă dinainte, tot aici într-o ședință. Și a fost o discuție referitor la grizile că dacă se vor face poduri, deci era când s-au început podurile. Ce se va întâmpla? Deci am o întrebare dintre consilieri. Ce se va întâmpla cu grizile? Grizile aia vor rămâne acolo, se vor pune unde va fi necesar. Deci asta a fost un răspuns și un lucru care este și... Domnilor, este aveți foarte mare dreptate. Nu. Spuneți ce să faci. Scurt și la obiect. Bine, că oricum n-are nimeni curajul să spună că doar așa, de, așa. Trecem, le scoatem, le scoatem de acolo și am încăiat subiectul. Deci le scoatem, îl înștiințăm pe domnul Bărsan, că asta zice Consiliul, de fapt nu zice că n-are curajul, dar trebuie să le scoatem. Domnule, am zis, nu, trebuie luat o decizie unde este nevoie. Dacă nu trebuie, eu am zis, spuneți-mi unde să punem. Și scoatem. O să, pe timp, pe parcurs, o să aibă locul unde, că sunt locuri. Ideea e că sunt oameni, 13 familii sau unde trebuie să pleacă, nu? Domnilor, aia 13 familii a semnat hârtia aia să facă acolo podul. Scoatem afară. Nu, dar bine atunci. Dacă e servitute și pe... Dar să aibă un an. Eu știți ce v-am zis? Peste un an sau doi. Da, se trezește că acolo nu e drum de acces pentru ei, nu? Și atunci să vină iarăși oamenii să zică. Băi, domnilor, dar am fost pod aici, unde trece noi. Faceți un pod mai sus. Și nu o să rămână în partea cealaltă. Cum vreți, nu știu. Pod acolo indiferent. Nu cum vrem, cum vrem noi. Nu executăm ce decide. Nu poți să treci din cauza pod. Dacă a făcut pod, de ce n-a ridicat să treacă sub el ceva, nu? Până la unul unde, că să vorbim realitatea. Da. Și ăsta nu trebuie, că acum a lăsat prin curte pe, de, pe Micu, că Micu a zis că trage de acolo, știi? Că trebuia să vedem. Că nu poți să ieși acolo sus, că eu doar n-am cărat, nu știu, dar mult, o zic cu ce abia am scot cât am putut din noroiul ăla, dar nu poți să ieși acolo, că ai dezastru ce e acolo. Noi am făcut drumul acolo, știm care e treaba, că atâta ne-am trimit, am făcut drumul la loc. Știi, se fute drumul acolo, dacă încerci să vii cu noroiul ăla iarăși. Eu știu despre ce vorbim. Luați decizie și noi executăm decizia. Nu. Acum e nu am nimic, dacă repede lasă o propunere ca să luăm decizii, de asta zic. Domnilor, propunerile și deciziile luați. Propunerea poate să facă oricine, domnul. Păi dar și eu am zis, dacă e nevoie undeva să se ia o decizie... Nu, nu, domnul, nevoie pot să număr acum, fără să clipesc, 10, 20, 30, nevoie este. Deci nu există fază că nu este nevoie. Nevoie avem peste tot. Ideea e ce facem, le scoatem sau le lăsăm... Să nu spun ce odată. Dacă e nevoie, deci, dacă e nevoie să le scoate pentru că e nevoie. Dacă spuneți de asta că sunt mai multe locuri, știți foarte bine că și dumneavoastră. Și eu pot să vă spun de asta, zic păi atunci, atunci de ce trebuie să întreba dacă domnul consilier acum dacă am discutat ceva ajuns aici să voteze și atât tot data viitoare. Dar atunci trebuie să luăm decizia viitoare care se notează. Acum luăm decizie. Dacă ziceți că trebuie scos, mergem cu baia de 18 tone, scoatem afară. Dacă ziceți că nu, atunci nu scoate. Acum se ia decizii. Nu data viitoare, că atât am trebuit și atâta. Nu. Acum, punct. Domnul primar, știți ce am zis? Oia 13 oameni, trebuie discutați cu ei, dacă au făcut o înțelegere, ca să fie servitute, atunci se ierbește pentru toată lumea, nu? Trebuie. Păi asta zic și eu, atunci nu e nicio problemă. Atunci să ridice. Atent aici, cererea respectivă trebuie făcută. Nu, 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 stați așa. Cererea respectivă este înregistrată la noi. La primărie. Cererea că... Nu acum, de bază la cererea cremației pe oameni aici, atunci să arate, să demonstreze că... Să nu se demonstreze. Să recunoască, este o cale... Exact. Cererea asta a fost făcut de pe de place, asta de bază de vincol și nu acolo la el în curte. Acolo la el în curte nu poate să treacă odată din cauza căinilor. Și proprietatea lui. Proprietatea lui. Asta zic și eu. Hai să vorbim realitatea ce este. Treaba începe să prețin lucrurile. Treaba e mult mai simplă. Din aia 13 persoane care sunt pe listă,
O să facem săptămâna viitoare, o să-i conjugăm bine aici și întrebăm, nu? Păi, voi, e ok, circulați sau nu circulați? Dacă nu mutăm, dar e treaba asta. Exact. Aia spun că nu, că noi nu, noi am semnat, dar nici nu prea putem căscâni, că așa. Atunci, sigur că aici ei dacă spun că nu, ne este ok, după aia e treaba lor dacă lasă sau nu lasă. Corect. Și asta e treaba. Pe ședința viitoare sau când să conducă? Da, convocat, nu ședință. Nu ședință, convocat. Eu să-i întrebăm, băi, voi puteți circula sau nu puteți circula? Da, până atunci trebuie să putem pe urmă. Persoanele care au semnat, nu? Așa cred e. Că ai făcut și eu o poză cu... Da. No. Și îi chemăm pe ei. Ei, dacă se descurcă, dacă circulă... Dacă vezi și zic că e ok unde e bună, atunci nu le deranjează. Exact. Gata. Și gata. Are cineva ceva de spus? Mulțumim că e ședința de astăzi, mulțumesc pentru prezență. Reluați votul pentru domnul Hăineală. Cum votați pentru proiectele de hotărâre? Da, încerc că a fost aici la școală, la liceu și la o școală altă și am ajutat să facă niște bănci. Și cu ocazia asta chiar am văzut că erau foarte implicați și mă bucur că și le mulțumesc și cadrul didactic că s-a implicat. Dacă vrea să mi spună domnul Hăineală cum... Și... Da, eu sunt pentru, că m-am uitat și sunt pentru... Pentru toate proiectele? Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.